Ați ajuns la ferma din orașul Vatra Dornei, strada Chiliei, sunt Morare Alexandru Vasile și am o fermă de 20 de șaroleze. Șarolezele sunt cumpărate prin măsura 112, tânărul fermier, așa era măsura aia. Da. Ne-am luat undeva în 2014, 35.000 de euro am accesat cu tânărul fermier și am luat 7 șaroleze juninci gestante din Franța. Le-am luat. Chiar eu personal am mers și le-am ales. Am mers la câteva ferme din Franța de șaroleze și mi-am luat câte două de la fiecare fermă. Ideea a fost ca să merg pe vaca de carne, ca să poți să ai altceva pe lângă servicii. Dacă mergi pe vaca de lapte, nu poți să ai alt servicii decât... 24 din 24. Exact. Ce teren aveți? Eu am teren, al meu, am undeva la 10 hectare. Și părinții care sunt mai în vârstă, nu mai pot lucra, mi-au luat și ei 20. Mai mult de 30 nici nu puteți ține. Trebuie să le asigurați și furajul de iarnă. Eu le dau doar fân, nu am nicio problemă cu fătările, în fată pe câmp. Ei și vedeți viței undeva au o lună jumate, o lună, cam așa au vițelușii. Sunt fătați pe câmp, fără asistare. Eu găsesc vaca cu vițelul lângă ea și nu e nicio problemă.